Bun, deci pentru început, ca să putem să scriem primul nostru program, avem nevoie să deschidem un browser și să intrăm pe linkul pe care îl aveți în resurse, să dați login sau sign up dacă nu ați făcut-o deja, adică să vă creați un cont, după care, după ce ați creat un cont și intrați pe linkul pe care îl aveți aici în descriere, vă apare ceva de genul acesta. Ceea ce vreau să faceți mai departe este să nu dați run ca înainte, ci va trebui să dați fork. De ce nu dați run? Pentru că deocamdată este un proiect gol în care o să lucrați împreună cu mine să creăm primul nostru program. Deci apăsați pe butonul acesta de fork și după aceea o să aveți un nou program care vi se va deschide și arată cam așa. Ca să explic un pic ce avem aici. În partea din stânga avem fișierul de tip Python, da? Adică fișierul în care o să scriem noi cod. În partea din dreapta o să fie output-ul, adică rezultatul a ceea ce scriem aici în stânga. Să sperăm că va fi și rezultatul pe care îl dorim. Mai departe, o să ne uităm un pic și la câteva butoane pe care le avem aici și care sunt folositoare. În primul rând, acest buton de files. Aici este modul în care ni se organizează lucrurile, da? Adică aici avem, după cum vedeți, fișierul acesta Python, în care vom scrie codul. Mai departe, aceste fișiere nu ne interesează, așa că nu o să le dau foarte mare importanță acum. Putem să adăugăm fișiere, putem să adăugăm foltere, da? Deci imaginați-vă că e același lucru ca și modul de lucru pe care îl aveți și voi în Windows, de exemplu, da? Adică creați fișiere, creați foldere și așa mai departe. Un alt buton care este foarte folositor este cel de setări. Da? Aici în stânga puteți să selectați modul în care se vede, dacă vreți să nu fie stânga-dreapta, ci să fie sus-jos, da? Adică în partea de sus avem unde modul în care putem scrie codul și în partea de jos rezultatul. Eu o să las deocamdată stânga și dreapta. O altă chestie pe care vă recomand este să schimbați fontul la larg, adică să se vadă un pic mai mare. Și cred că încă o chestie mai putem face aici, este foarte important pentru cei care stau noaptea, este să schimbăm tema în dark. Da? Adică e mult mai prietenos pentru ochi și e mult mai ok ca să putem să dormim mai ok. Ok. Deci acum că avem totul foarte bine pregătit și că putem începe să scriem cod, eu zic că putem să scriem prima noastră instrucțiune. Și ca să facem acest lucru, ne vom duce pe prima linie și vom scrie funcția de print. Această funcție ne ajută să putem afișa ceva pe ecran. Ea se scrie în felul următor, folosind litere mici scriem print, după care adăugăm paranteză deschisă, rotundă și paranteză închisă, rotundă. Înăuntru al acestor paranteze este ca o funcție matematică, să spunem așa, vom pune ceea ce vrem să afișăm pe ecran, da? Și de obicei se folosește un mesaj standard. De fiecare dată când începeți să învățați un nou limbaj de programare, toată lumea începe cu afișarea unui mesaj pe ecran. Și de obicei el este ceva de genul, în engleză este Hello World, dar în română putem pune salutare, salutare lume. Da? Și în momentul de față o să mă aștept ca pe ecran, adică ce avem aici în consolă, să ne afișeze salutare lume. Adică programul nostru se va duce, va citi prima linie, va citi că este vorba despre funcția print și va afișa pe ecran ceea ce am pus eu între cele două paranteze rotunde. Acum, după ce voi apăsa pe butonul run, ar trebui să scrie salutare lume. Haideți să vedem dacă chiar așa și este. Și mai întâi se fac niște inițializări, nu contează așa de mult chestiile astea. După care vedeți că pe ecran s-a afișat exact ceea ce am cerut noi să se afișeze, adică salutare lume. Da? Aici un mic hint, puteți să folosiți acest buton dacă vreți să dați clear, adică dacă vreți să ștergeți ceea ce ați afișat mai înainte și dacă dăm din nou run, o să vedeți că iarăși ne afișează mesajul pe care l-am cerut. Mai departe, o să vreau să explic un pic ce face această funcție și cum putem evita să avem erori. În primul rând, acest mediu de programare Replit ne ajută foarte bine să evităm erorile. De exemplu, dacă observați aici foarte bine, ceea ce am scris eu aici se află între ghilimele. Da? Deci dacă vedeți aici avem ghilimele și aici la fel ghilimele. Adică practic mesajul pe care l-am afișat eu pe ecran este înăuntrul ghilimelelor. Dacă observați aici, nu se afișează și ghilimelele. Asta înseamnă că mai avem nevoie de ceva. Adică în momentul în care folosim funcția print, nu o să punem ceva anume, cum ar fi, de exemplu, salutare lume. Așa. De ce? Pentru că funcția print, da, în momentul în care scriem ceva, trebuie să fie puse între ghilimele.
În programare, între ghilimele, înseamnă că punem ceva text, adică punem un string. Diferența este că dacă nu punem acel string și punem cum am făcut anterior, adică să scriem ceva de genul, înseamnă că în Python, limbajul se așteaptă să punem o variabilă, adică altceva în afară de stringuri. Deci, un string de caractere reprezintă practic un șir de caractere. Stringul, șirul de caractere, este ceea ce vrem să afișăm de obicei pe ecran, literă cu literă. El se folosește de ghilimele, de ce? Ca să putem spune de unde începe stringul, adică de unde începe șirul pe care vreau să-l afișez și unde se termină acesta. De asta folosim ghilimelele. Dacă nu o să folosim ghilimele, înseamnă că Python, programul care execută aceste instrucțiuni, va încerca să interpreteze acele lucruri pe care le găsește ca variabile sau funcții. Da? De exemplu, aici s-ar putea aștepta la o variabilă cu numele salutare, da? Și nu la stringul respectiv. O să vedem asta când o să ajungem un pic mai mult la categoria variabile. Dar până atunci, haideți să vedem ce se întâmplă dacă nu scriem corect acest lucru. Să presupunem că n-am scris corect chestia asta și că am pus ghilimelele un pic mai încolo. Da? Adică o să dăm rulare și o să vedem ce ne afișează pe ecran. Și dacă observați aici, o să vedeți că deja avem o eroare. Un mesaj destul de ciudat. Nu știm poate ce este acea sintaxă, dar și plus că nu ne ajută foarte mult pentru că ne spune că eroarea este la linia 2. Noi știm, bineînțeles, că ea este la linia 1. Dar cel mai simplu lucru ca să puteți afla ce este o eroare și cum poate fi ea rezolvată este să vă ajutați de Google. Adică să dați click dreapta, să puneți copiere, să mergeți pe Google și să scrieți limbajul în care doriți să vedeți eroarea. Adică, de exemplu, am scris aici eroarea, după care am scris limbajul Python. Și de obicei, primul rezultat pe care îl găsiți, sau chiar al doilea, vă recomand să vă uitați foarte mult pe Stack Overflow, pentru că este un website în care vă primi foarte, foarte, foarte multe informații și o să vă ajute foarte mult. Și dacă dați click, o să vedeți că de obicei vedeți care este rezultatul erorii. Nu tot timpul, veți găsi chiar din prima, deci va trebui să căutați. Sunt foarte multe site-uri, deci n-am să intru foarte, foarte mult aici în amănunt, pentru că nu are niciun sens. Dar, ca să ne dăm seama, o să vedeți că aici deja nu arată cum ar trebui. Și ceea ce vreau eu mai departe este ca de-a lungul cursului acesta să fiți foarte atenți la culorile pe care le vedeți aici. Da? De exemplu, dacă am să șterg această linie, să vedeți că deja culoarea pentru un string este portocaliu sau maro. Adică eu dacă am aici culoarea maro, înseamnă că nu e ok. Vedeți că paranteza rotundă ar fi trebuit să fie la fel ca și paranteza deschisă cu aceeași culoare, adică cu alb. Deci înseamnă că ceva am greșit. Dacă pun totul corect, o să vedeți că deja culoarea parantezei pe care am pus-o, închisă, rotundă, este albă, la fel ca și prima. Adică am scris-o corect. Și dacă dau iarăși rulare, o să vedeți că totul este în regulă. Ok, acum haideți să facem un mic rezumat la ceea ce am învățat astăzi și anume cum afișăm pe ecran ceva anume. Folosim funcția print, deschidem paranteze rotunde și punem între ghilimele. De ce punem între ghilimele? Ca să știm unde începe textul pe care dorim să-l afișăm pe ecran și unde se termină. O a doua chestie este să ținem minte culorile, pentru că asta ne ajută foarte mult cum afișăm și să nu avem erori. Da? Deci, de exemplu, un string în cazul meu este cu maro sau portocaliu, printul este cu galben, iar parantezele rotunde sunt cu alb. Dacă nu vedeți aceste culori, dacă nu aveți exact același pattern, înseamnă că cel mai probabil aveți o eroare. Oricum, programul vă va zice chestia asta. De exemplu, dacă schimb acum mesajul și pun salutare lume și bine ați venit, o să vedeți că acum fiind totul corect, adică culoarea pentru text este foarte ok, este maro, parantezele sunt albe amândouă și printul este cu aceeași culoare, deci n-ar trebui să fie nicio problemă. Haideți să vedem că totul este în regulă. Ok, se pare că totul este în regulă, așa că vă invit și pe voi să scrieți propriul vostru cod și să testați funcția de print cel puțin o dată sau puteți chiar de mai multe ori, de exemplu dacă vreți să afișați un alt mesaj, putem să dăm iarăși o rulare și o să vedeți că acum avem două mesaje pe ecran. Așa că
Ne vedem la următoarea lecție.